Suntem împreună cu Cristi Neagu, arbitru de culturism categoria 1, care s-a realizat în 96. Deci de foarte mult. Toamnă. De ce te-am invitat în emisiune? Pentru telespectatorii noștri care sunt fani ai acestui sport și ar vrea să știe cum se arbitrează, ce criterii sunt, pe ce bază dați voi arbitrii locul 1 unui individ și locul 6 altuia. Poți să-mi spui câteva criterii, câteva metode după care vă ghidați? Câteva pot să spun, numai că ar fi o discuție de vreo 3 ore. Principalele? Principal care e? Masa musculară? Definirea? Toate. Când îți vin pe scenă niște sportivi... Și uneori vin câte 20 odată? Vin câte 20 odată, există... Putem să îi împărțim, avem modalități să facem în așa fel încât să le acordăm fiecărui concurent atenția cuvenită, pentru că nu poți să te joci cu anii de pregătire a unui sportiv, cu investiția lui, din timpul lui, din viața lui, din banii lui, din sănătatea lui, nu poți. Astea sunt cuvinte frumoase, că să mai fac încurcături, ca să nu le zic altfel la concursurile de culturism și arbitrajul câteodată. Da, eu am fost și în postura de sportiv și atunci știu exact ce e și dincolo de geam sau de masa de arbitraj. Normal, începem cu aspectul general. În prima rundă de arbitraj se urmărește proporționalitatea dezvoltării musculare, armonia segmentelor și scheletul osos. Ce structură... Ce înseamnă un schelet osos potrivit pentru culturist care are șanse să te scoată în fața la un concurs? Hai să vedem. Echilibru între de lungimea trenului superior și inferior, adică nu un bust lung și niște picioare scurte sau invers, lat în umeri, mic în talie, echilibru între membre, deci există, am văzut sportiv cu antebrațe foarte lungi, deci brațe foarte lungi pentru trunchiul respectiv și pentru înălțimea respectivă. Există tot felul, coloană strâmbă, cutie toracică mică, înfundată, sechele de rachitism, sunt o grămadă de probleme care pot apărea. În general, valorile, marile valori în culturismul de înaltă performanță au o structură scheletică specifică, cu cutie toracică mare, cu umeri foarte lați, talie îngustă și toate membrele echilibrate, armonios. Ok. În ceea ce privește dezvoltarea musculară, deci scheletul, am înțeles, trebuie să fie... Asta la runda întâi. La runda a doua vorbim de strict de musculatură. Acolo comparăm și cântărim fiecare mușchi, dezvoltarea musculară generală și specială, pentru că există, precum știi, sunt celebri în istoria culturismului pentru dezvoltarea anumitor grupe, un Tom Platz pentru coapse, un Schwarzenegger pentru brațe, ca să dau doar două exemple scurte. Urmărim dezvoltarea generală și armonioasă. Să fie dezvoltat de sus până jos, nu să aibă doar partea de sus, picioare partea de sus. Da, și aici se nasc controverse, mai ales în public. Mergem la Baia Mare, dau un exemplu acum, și concurentul de acolo are un bust impresionant. Are niște brațe de 50 de centimetri circumferință, are spatele mare, dar nu are picioare deloc. Adică nu are loc. Le are parte subțiri. Musculatura picioarelor nu este bine dezvoltată sau este prea puțin dezvoltată și de obicei, așa cum bine știi, este și nelucrată, pentru că neavând o musculatură de calitate, nu face nici definirea corespunzătoare. Și este o disproporție mare între trunchi și picioare și publicul nu vede lucrul ăsta. El vede că respectivul concurent are niște brațe foarte mari, niște pectoral foarte bine dezvoltați, un spate mare și nu prea se uită pe la gambe, pe la bicepsul femoral. Și rămân surprins și dau cu ouă că de ce a câștigat alt sportiv care poate nu are brațele de 50, dar are și gambe, are și coapse, are și abdomen, are și antebrațe, are și trapez, are și umeri. Deci mergem până la cel mai mic detaliu. Deci am înțeles. Structură scheletică, al doilea aspect care l-ai menționat, dezvoltare echilibrată de sus până jos. Asta înseamnă proporții bune. Următoarea calitate pe care noi o punctăm este forma sportivă care este reprezentată de două caracteristici, definirea și separarea musculară. Aici avem iară controverse. Publicul neavizat vede pe cel mai mare masiv sportiv. El nu trebuie neapărat să fie și în formă. Poate să fie foarte mare peste tot, chiar și la gambe și la coapse.
dacă nu are definirea, vascularizarea și separarea necesară, poate fi învins de un sportiv cu o masă musculară mai mică, dar care vine în formă. Deci, unul mai fibrat are uneori șanse să câștige în fața unuia mult mai masiv. Dacă este celelalte, diferența. Celelalte criterii fiind egale. Da, da. Deci dacă ei sunt la fel sau aproape la fel și unul este mai definit și mai separat, automat cel mai definit, mai separat și mai vascularizat, pentru că în general unde e definire și separare apare și vascularizare. Deci unde se vede detaliul mai mult, putem spune că acel sportiv are un atu în plus. Da, acel sportiv este mai în formă la momentul ăla, poate la concursul următor.